Ne-am adunat astăzi ca să continuăm ora noastră de iconografie, oră pe care noi o parcurgem în fiecare săptămână cu cei 10 membri ai Cercului de Iconografie Sfânta Cuvioasă Parascheva Molid. Copiii care participă la acest cerc sunt de vârste diferite, de la 5 ani până la 15 ani. Ei sunt doritori să realizeze icoane pentru că zona în care trăim noi este încărcată de tradiție, este o zonă unde înaintașii noștri au construit numeroase mănăstiri care dăinuie până astăzi. Acești copii, însoțiți de părinții lor, vin permanent la biserică, sunt copii care l-au cunoscut pe Dumnezeu și doresc ca prin această îndeletnicire a lor să-și manifeste dragostea față de Dumnezeu și față de tradițiile noastre românești. Astăzi, o parte dintre copii vor realiza chipul Mântuitorului, iar cei mai mici, care sunt la început, cei de vârstă foarte mică, vor realiza chipul Maicii Domnului, icoană pe care sper că o vor dărui mamei lor, pentru că, așa spune tradiția, prima icoană pe care o realizezi trebuie să o dăruiești unei persoane foarte dragi. Și aceea bănuiesc că este mama. Copiii sunt de vârste diferite pentru că cei mari vor termina școala, vor face o meserie și probabil unii dintre ei vor continua să ducă această tehnica icoanelor mai departe. De aceea am luat și copii mai mici pentru ca și ei să poată să ducă, să transmită la rândul lor când vor ajunge mari, urmașilor lor, modul de realizare a icoanelor bizantine. Aș vrea să vă vorbesc câteva lucruri despre tehnica icoanei. Dar înainte de a vorbi de tehnica icoanei, vreau să specific că icoana este altceva decât tabloul religios. Poate de multe ori vedem în piețe, vedem în magazine imagini religioase, dar acelea nu sunt icoane. Icoana nu reprezintă partea exterioară a lumii, ci partea interioară, partea sufletească. Atunci când un om are credința în Dumnezeu, este un om frumos, dar este frumusețea lui. Nu este o frumusețe după caracteristicile fizice, ci este o frumusețe care derivă din lumina divină, din lumina care vine din împărăția lui Dumnezeu. De aceea, sufletele copiilor, fiind curate, fiind pure încă, mulți dintre ei sunt foarte mici și n-au cunoscut încă impuritățile societății noastre, de aceea ei pictează cu sufletul, ei pictează ceea ce simt ei, ceea ce izvorăște din mâinile lor este imaginea, este chipul Sfinților, al Mântuitorului, a Maicii Domnului. Un iconar trebuie să fie blând, trebuie să fie smerit, un iconar trebuie să postească înainte de a-și începe de a-și începe icoana. Trebuie să facă rugăciune. Sunt rugăciuni specifice pe care iconarul le rostește înainte de a-și începe lucrul său. Trebuie să se împărtășească. Trebuie să fie un om al bisericii, pentru că dacă nu va fi un om al bisericii, el va rămâne doar cu meșteșugul. El nu va putea transmite acea parte sufletească a icoanei. Ea va rămâne doar un obiect care nu va fi o icoană. Icoana se deosebește de tablou prin faptul că scopul ei este altul. Ea, finalitatea icoanei este ca să ajungă obiect de cult. Mă întorc la tehnica de realizare a icoanei. Lemnul pe care îl folosim noi la realizarea icoanelor este lemn de esență moale, lemn de paltin, lemn de cireș, lemn de tei. Dacă blatul pe care urmează să realizăm icoana este la o dimensiune mai mare, atunci trebuie să-i punem pe spatele icoanei niște traverse care să susțină icoana, să nu se deformeze în timp. Avem acolo icoana cu Maica Domnului, are aceste traverse puse pe spatele icoanei.
Icoanele care le realizează copiii astăzi sunt la dimensiuni mai mici și nu a fost nevoie ca să punem aceste pene pe spate. Lemnul este lemn de tei. După ce am pregătit lemnul, l-am tăiat la dimensiunea potrivită, începem prepararea lemnului. Culoarea nu se aplică direct pe lemnul tăiat, ci culoarea se aplică după ce am realizat mai întâi un strat pregătitor, strat care durează o săptămână prelucrarea lui. Mai întâi se îmbibă lemnul cu clei de oase, se lasă la uscat, după care se lipește o pânză. După ce s-a uscat pânza, se începe grunduirea efectivă. Se aplică 6-7 straturi de grund. Grundul este un amestec de consistență lăptoasă, alcătuit din praf de cretă și clei de oase, în diferite proporții. Iar pentru ca acest grund să aibă o luminozitate, se pune și oxid alb. După ce s-a terminat de preparat blatul, se șlefuiește foarte bine ca suprafața să fie netedă și se transpune desenul care s-a realizat mai întâi pe un izvod, s-a realizat pe hârtie, se transpune cu cărbune pe suportul pe care vom realiza icoana. După ce am terminat desenul, trecem la punerea primului strat de culoare, care se numește proplasmă. Peste proplasmă urmează modelajul. Modelajul se realizează la fel în mai multe etape, mai multe straturi, 2, 3, 4 straturi de culoare cu tonuri diferite, până ce obținem veșmântul sau chipul care doream noi să-l realizăm. La final, la o lună, la două sau chiar la trei luni după ce icoana este bine uscată, se aplică ultimul strat și anume verniul final pentru ca icoana să poată să dăinuie peste timp. Cei vechi foloseau ca și verniu ceara de albine care se amesteca cu terebentina. Astăzi folosim fie șerlac, fie folosim diferite verniuri pentru care dau o viață mai îndelungată icoanei, pentru că ea ajunge obiect de cult și în biserică credincioșii se apropie de icoană cu evlavie ca să o cinstească și de aceea este nevoie ca acest verniu să fie mai rezistent ca icoana să poată să dăinuie. Culorile cu care lucrați voi sunt diferite. Cei care lucrați icoană pe lemn folosiți pigmenți de origine minerală, pigmenți obținuți din pământuri, dar și pigmenți obținuți pe cale chimică, cum sunt roșurile, dar galbenurile, ocrurile, brunurile și unele nuanțe de verde sunt obținute din pământuri. Pământul este măcinat în mod special și se obțin acești pigmenți care noi nu îi aplicăm cu pensula direct pe icoană, ci pigmentul este amestecat cu un liant și liantul acesta se numește emulsie. Ați văzut că la începutul activității noastre am preparat emulsia. Am luat gălbenușul de ou și l-am amestecat fie cu apă, fie cu vin, depinde dacă vrem să lucrăm o perioadă mai lungă de timp, punem vin ca emulsia noastră să nu se strice. Dar noi astăzi, fiindcă o să folosim toată emulsia, astăzi am folosit doar apă și am făcut emulsia și am amestecat cu pigmenții. Copilașii mai mici care lucrează pe hârtie nu folosesc aceiași pigmenți, ei folosesc culori acrilice pentru că ei la început trebuie să se obișnuiască cum să țină pensula, cum să aplice culoarea pe suprafață. Voi fiind mai mari, voi ați învățat aceste lucruri. Ei trebuie să respecte conturul, voi deja puteți să treceți la partea de modelaj. Culorile care predomină la mănăstirile noastre sunt tot culorile de pământ. Fiecare mănăstire are culoarea ei. Este roșu de Moldovița sau verde de Sucevița, albastru de Voroneț. Fiecare mănăstire are o culoare specifică. Culorile în vechime se obțineau tot prin măcinare. Nu se foloseau culori din plante. Culorile din plante sunt pentru textile, nu sunt pentru pictură, mai ales pictura murală, care știm că varul este o substanță acidă și culorile obținute din plante reacționează și nu pot să dăinuie peste vremuri. Cele mai rezistente culori sunt culorile minerale obținute din pământuri, din roci.
Pe cale chimică nu obțineau ei atunci, că nu aveau în urmă cu 500 de ani modalitatea de a obține culori chimice. Noi astăzi pigmenții chimici îi obținem pentru că sunt nuanțe pe care le putem folosi mai ușor. Ei atunci trebuiau să obțină din diferite insecte, zdrobeau crusta insectelor și obțineau un anumit roșu sau un anumit negru, din oase foloseau oasele arse, obțineau negru. Noi astăzi folosim mai mult pigmenții care sunt obținuți din pământul și acei pigmenți care sunt obținuți pe cale chimică. Știți cum spune vorba? Copilul este imaginea, este oglinda familiei. Dacă părinții vin la biserică și sunt persoane religioase care se apropie de Dumnezeu, nu doar de ocazie, ci sunt persoane care participă la viața bisericii, se spovedesc, se împărtășesc, participă la ajutorarea celor care au nevoie de ajutor și copilul, văzând faptele părinților, încearcă să copieze. Dacă mama și tata vin la biserică, vine și copilul. Noi am mai încercat să facem activități cu copiii, dar să știți că acolo unde părinții n-au venit, a ieșuat munca, pentru că ei au venit doar că au știut că primesc recompensă. În momentul în care recompensa n-a mai fost, ei n-au mai venit. Cei care îi vedeți aici sunt copii care vin în fiecare duminică la biserică. Puteți să veniți duminica și să îi vedeți cu mămica sau cu tăticul de mână. Cei mai mulți se împărtășesc în fiecare duminică, cei mititei până la 7 ani se împărtășesc în fiecare duminică, iar ceilalți la 2, la 3 săptămâni, depinde cum reușesc ei să-și curețe sufletul. Știu că în arta aceasta ați avut destul de reușite, ați participat la diverse manifestări, știu, și locale și naționale. Aveți și copii de aici sau poate din alte serii care v-au însoțit? Da, păi îl avem pe Mihai. Mihai este deja student la facultate, a terminat liceul, acum este la Facultatea de Pictură, la Arte Plastice, la București. Am participat cu ei la concursuri județene, interjudețene, naționale și internaționale, unde am obținut tot ce se putea obține. Avem premii și diplome în fiecare an, câte 2-3 premii la concursuri naționale, internaționale. Am fost la Olimpiada Națională la Sibiu în 2009 și 2008, unde Mihai a luat în 2008 premiul Arhiepiscopiei, deci a luat cel mai mare premiu care s-a acordat, iar în 2009 a luat premiul întâi la icona pe lemn. Iconarul trebuie să aibă pregătire meșteșugărească, trebuie să aibă pregătire duhovnicească, pregătire morală și pregătire iconografică, pentru că dacă nu ai aceste 4 calități, poți să, așa cum preotul propovădește cuvântul lui Dumnezeu prin cuvânt, noi iconarii propovădăm prin culoare. Deci icoana este o transfigurare a sfinților, folosim culoarea. Prima icoană a fost făcută de însuși Sfântul Apostol Luca. Sfântul care a fost și evanghelist, a fost contemporan cu Mântuitorul. El a fost cel care a realizat printr-o prima dată chipul Mântuitorului și al Maicii Domnului. Mai avem și chipul nefăcut de mână omenească al Mântuitorului, regele Abgar, care locuia într-o țară vecină cu Mântuitorul, fiind foarte bolnav, auzind de minunile pe care le face Hristos, a trimis soli la Mântuitorul ca să-l cheme și să vină și să-i vindece trupul. Mântuitorul avea destul de multe lucruri de rezolvat în Palestina și atunci a luat o pânză și a șters fața și pe acea față a rămas întipărit chipul Mântuitorului. Și atingând acest chip, regele Abgar s-a vindecat. Acest chip îl regăsim în pictura mănăstirilor sau în pictura iconostasului de la fiecare din aceste biserici, imediat sub ușile împărătești, acel chip care este realizat pe năframă. Năframa mai este și năframa Veronicăi, care i-a șters chipul Mântuitorului atunci când el urca spre Golgota și fiind foarte ostenit de chinurile care le-a îndurat și de greutatea crucii, a căzut. A fost ajutat să se ridice, iar Sfânta Veronica i-a șters chipul și a rămas întipărit chipul pe acea năframă.
Mai târziu, aceste detalii au fost fixate în scris în niște cărți numite erminii, după care noi iconarii ne ghidăm. Deci noi nu putem să facem chipul unui sfânt după propria noastră imaginație. În aceste erminii sunt cuprinse toate informațiile referitoare la cum se realizează chipul Mântuitorului, a Sfinților, scenele iconografice, pentru că o icoană nu conține doar un singur personaj. O icoană poate să conțină o compoziție, una din marile praznice împărătești sau diferite momente din viața unui sfânt, nașterea lui, momente din viața lui sau chiar martirul. Foarte mulți dintre sfinți au ajuns martiri pentru că au fost uciși în primele trei viacuri creștine de către conducătorii păgâni care nu iubeau pe creștini. În pelerinajul pe care l-ați efectuat dumneavoastră la mănăstirile din nordul Bucovinei, bănuiesc că ați observat culorile care sunt folosite în realizarea picturilor de pe pereții bisericilor, fie interior, fie exterior. Aș vrea să vă vorbesc un pic despre culorile care se folosesc în iconografie ca și icoană, dar și în iconografia picturii bisericești. Sunt 6 culori care se folosesc. Albul și negru nu sunt culori, nu sunt considerate culori, ele sunt non-culori. Pentru a obține diferite tonuri se folosește albul și negrul, iar celelalte roșu, galben, verde, albastru, ocru, roșu, deci un roșu, nu acel roșu vermion pe care îl vedem noi aici, da, deci este un roșu obținut din culorile de pământ, este un roșu oxid de fier, cam așa ceva. Și aceste 6 culori sunt îmbinate în așa fel încât dau multitudinea de culori pe care noi le vedem pe pereții bisericilor. Noi încercăm să folosim în realizarea icoanelor același stil pe care l-au folosit și înaintașii noștri în realizarea icoanelor cu sute de ani în urmă, adică stilul bizantin. Încercăm să ne apropiem de stilul moldovenesc, de pictura românească, pentru că astăzi vedem influențe multiple în pictură, și anume pictură din Grecia, pictură din Rusia, dar noi avem pictura noastră românească care are anumite elemente specifice și noi încercăm în realizarea icoanelor să păstrăm această tradiție. Ceea ce mai putem noi observa în pictura exterioară și pictura interioară, chipurile sfinților care sunt transfigurate, sunt, poate de multe ori spunem noi că sunt deformate, dar nu sunt deformate pentru că în icoană perspectiva este alta, nu este perspectiva aceasta lumiască, este o perspectivă duhovnicească. De aceea cei cunoscători în tainele desenului știu că perspectiva se realizează într-un anumit fel, în icoană este o perspectivă inversă. De aceea și în icoanele rusești, și în icoanele grecești, și în cele românești, se vede că lucrurile sunt dispuse invers decât în pictura laică sau pictura obișnuită. La fel, chipurile sfinților ne transmit acea liniște, acea pace pe care au avut-o și acei sfinți pe care noi îi reprezentăm în icoană. Chipurile copiilor pure și curate, așa cum îi vedem noi, transmit și ei în icoană atunci când o realizează ceva din sufletelul lor care este încă inocent. Cam de 500 de ani datează prima icoană găsită sau descoperită la noi în Comuna Vama, care se află la Vama la muzeu. Și doritorii care vor să cunoască și să vadă chipul Sfântului reprezentat în această icoană, cu Sfântul Nicolae, pot să meargă și să o viziteze în Muzeul Sătesc. Ce mai ai de pictat aici? Ce culori trebuie să mai folosești? Mai am depictat țeluțele acestea. Cu ce culoare le pictezi?
Alea o să le faci tot cu galben, la fel ca și aureola. Galben. Cu galben, da? Dar tu știi de ce se fac acele steluțe pe veșmântul Maicii Domnului? Nu, știi că ești prea mic. Aceste trei steluțe se reprezintă întotdeauna pe veșmântul Maicii Domnului pentru că arată pururea fecioria ei. Înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. De aceea, în toate icoanele Maicii Domnului, vom regăsi aceste trei însemne. De aceea noi spunem pururea Fecioara Maria. Pentru că, în mod natural, un copil, când vine pe lume, vine în alte condiții. Fecioara Maria, nașterea Mântuitorului, nu a fost o naștere naturală obișnuită, așa cum este nașterea omului. Ea a fost fecioară și înainte, și în timpul, și după naștere. De aceea este acoperământul capului Maicii Domnului, nu este părul. De aceea a ales corect Daniel culoarea albastru, pentru că albastru va fi și partea de jos a veșmântului. Pictura bisericească se face la fel după canoane, la fel ca și icoana. Sunt stabilite niște registre. De exemplu, în zona altarului se pictează ceea ce aparține liturgiei. Se pictează liturgia îngerească, împărtășirea apostolilor, evenimente care au pregătit Sfânta Liturghie, cina cea de taină, spălarea picioarelor, iar mai jos sunt acei ierarhi care au contribuit la alcătuirea Sfintei Liturghii. Pe măsură ce ne îndepărtăm de zona altarului, ne apropiem de partea mai umană, zona altarului reprezintă zona unde se face jertfa, unde are loc jertfa. În altar mai avem două firide sau două cămăruțe mai mici, unde se află proscomidiarul și diaconiconul. În cele două cămăruțe se pictează, de exemplu, în proscomidiar, unde se pregătește jertfa, scene care se referă la jertfa Mântuitorului, jertfa, răstignirea lui pe cruce, așezarea în mormânt, iar dincolo, în diaconicon, unde se găsesc veșmintele care se folosesc la slujbă, sunt pictați sfinții diaconi, deci ceea ce ține de veșmintele preoțești. Ne apropiem de mijlocul bisericii, de zona cea mai înaltă, care este turla. Turla ce face? Face legătura dintre cer și pământ. Se începe cu dreptul judecător, cel care tronează, cel care veghează asupra tuturor creștinilor, urmează mai jos îngerii, prorocii, apostolii, din nou împărtășirea îngerească pe care o face Mântuitorul, îi împărtășește pe îngeri. În cei patru pandantivi sunt cei patru mari evangheliști, după care se merg pe cele două abside. Două scene, pogorârea Duhului Sfânt, iar în partea cealaltă este răstignirea Mântuitorului sau învierea și se coboară cu scene din viața Mântuitorului. Iar la bază sunt sfinți militari, sfinți martiri, sfinți mucenici și pe măsură ce ne apropiem de pronaos, de partea de intrarea bisericii, pronaosul fiind locul unde stăteau în vechime cei nebotezați, iar naosul era locul celor credincioși, locul celor botezați, venim cu sfinți mucenici, sfinți martiri, iar tavanul cu polea bisericii ne îndreptăm către Maica Domnului. Dacă cu ea începem în altar, Maica Domnului care tronează, care este împărăteasă, spre final ne terminăm tot cu Maica Domnului, cu adormirea Maicii Domnului. Dacă ați observat în biserici, pe peretele de la intrare, vedem adormirea Maicii Domnului. Aceste scene trebuie respectate. Deci eu ca pictor nu pot să aduc inovații. Pot să compun altfel scena, dar nu pot să vin eu și să aduc, eu știu, un loc de Sfânta Treime să fac altceva. Doar modul în care organizez compoziția pot să pun eu din ceea ce pot eu și din ceea ce mă pricep eu să organizez acea compoziție, dar nu pot să schimb rânduiala. Și la fel și pictura bisericii exterioare. Tot așa se începe cu zona cerească și se merge spre finalul, spre capătul bisericii, zona pământească, iar la mănăstirile, o parte din mănăstirile noastre avem judecata care este pictată în pridvor sau pe peretele din afara mănăstirii. Avem și la mănăstirea Moldovița pictată judecata de apoi și la mănăstirea Sucevița. Nu sunt păstrate în așa stare cum este la Voroneț,
Dar avem... Deci aici sunt reguli. Deci, nu se poate picta... Nu este pictură de șevalet. Pictura de șevalet, acolo pictorul își pune imaginația, creația la contribuție. Aici, iconarul, nu este pus în valoare iconarul, ci este pus în valoare chipul reprezentat. Dacă ați observat, icoana nu se semnează. Tabloul are jos numele celui care a realizat. Icoana nu se semnează, pentru că nu cel care a realizat este important, ci este important chipul pe care l-a realizat acolo în icoană. Sunt sfinți care nu ajung niciodată să fie reprezentați? Nu. Deci toți sunt. Toți sunt reprezentați. Unii în măsură mai mare și alții în măsură mai mică, în funcție de evlavia fiecărui credincios. Noi cunoaștem sfinții mari, pentru că Sfântul Nicolae aparține și bisericii grecești, și bisericii rusești, și eu știu, sunt și arabi care au o evlavie deosebită pentru Sfântul Nicolae. Dar avem și sfinții noștri locali, care nu sunt așa de cunoscuți, dar și ei sunt reprezentați. Sunt sfinți mai noi, sunt sfinți care sunt canonizați în ultimii ani. Mulți oameni nici nu-i cunosc, dar ei au o icoană realizată, este cinstită acea icoană în bisericile mai noi, care sunt pictate acum în ultimii ani. S-au înlocuit sfinții din Pronaos, care erau martiri și mucenici, aparținând și altor țări, cu sfinți români. La Biserica la Vama, la Părintele Vasile, o să vedeți, toți sfinții de la bază sunt sfinți români. Și noi, când am realizat pictura la tur, la exterioară, am încercat și eu să văd la mănăstirile noastre ce sfinți sunt reprezentați, pictura fiind deteriorată, doar la mănăstirea Sucevița am observat că erau sfinți martiri. Noi am considerat că biserica noastră, fiind biserica de secol 20-21, avem martirii noștri, avem sfinții noștri locali, sfinții noștri români, și am reprezentat sfinții care sunt în zona Bucovinei, în zona Moldovei și din Muntenia, cât a cuprins registrul de bază. Da, deci din partea... Da, Ștefan cel Mare, deci mai întâi am trecut sfinții care sunt de aici, că avem și sfinți pe care nu toată lumea îi cunoaște. Sunt sfinți de la unele mănăstiri, avem și la mănăstirea Moldovița, Sfântul Vasile de la Moldovița, care foarte puțină lume știe că avem și noi un sfânt trecut în calendar, Sfântul Vasile de la Moldovița.